Ungaria dă lovitura în minutul 10 al prelungirilor cu Scoția și prinde în extremis locul 3 în grupa A, astfel că încă mai speră la o calificare în optimile de finală. În celălalt meci al grupei, Germania a egalat tot în prelungiri, în meciul cu Elveția, încheiat scor 1-1, astfel că germanii termină grupa pe primul loc, urmăriți de Elveția și Ungaria.